Sunt spirite vii și colorate care reușesc să transmită celor cărora se adresează viață și culoare, salvându-i din cotidianul tern, plin de probleme, în care nu se mai strecoare decât sporadic zâmbetul și rareori râsul molipsitor. Horațiu Mălăele și Ion Caramitru, de profesie prestator de servicii artistice, au demonstrat ieri seară că cea mai bună terapie rămâne râsul și că pentru sentimente frumoase nu există niciodată prea mult și nici măcar suficient. Spectacolul Caramitru Mălăele, Câte în lună și în stele, a reunit momente de poezie din cele mai diverse, de la Eminescu și Barbu până la Păunescu sau Brumaru. Numele meu este Horace Mărele și, așa cum scrie în cartea mea de muncă, sunt prestator de servicii culturale către populație. Noi copii nu avem, deși îmi plac foarte mult, mai ales când plâng, pentru că vine cineva și ia de acolo. Am fost chiar la o petrecere a copiilor, am fost singurul supraviețuitor. Bine, nu avem copii și pentru că nevastă mea e anticoncepțională. Deși de la o vârstă, cel mai bun anticoncepțional este să lași lumina aprinsă. Mai trimesc la o poezie, a lui Blaga, poate cea mai scurtă poezie și cea mai plină de frumusețe de acest gen. Se cheamă Brândușile. Tristețea renunțării, Dumnezeu o încerca molatec. Și lumea toată o făcu sieși străin cu un gest tomnatec. După o oră și jumătate de spectacol, cei doi artiști au primit aplauze calde din partea celor peste 500 de spectatori, dar și premii oferite de directorul teatrului Mircea Meionescu. Din partea teatrului Tudor Vianu și cu siguranță al publicului giurgiuvean, primul trofeu din această ediție de festival, maestrului de legendă Ion Caramitru, minunatului creator de frumos Horațiu Mălăele, trofeul nostru.